Recent, o organizație industriei de comunicare, IAA, a realizat un sondaj printre membrii săi, clienți, agenții, furnizori de publicitate, furnizori de media. Potrivit sondajului, sunt mult mai mulți cei care văd că piața se îndreaptă într-o direcție greșită decât cei care văd că se îndreaptă într-o direcție bună. Iar părerile în privința evoluției sunt împărțite aproape egal, că piața stagnează anul acesta, că piața scade, că piața crește. Ce înțeleg eu din acest sondaj este că lumea în industria comunicării este năucă. Tu ce înțelegi? Am văzut o diferențiere interesantă între clienți și restul jucătorilor din piața de marketing. Într-un mod poate nesurprinzător, clienții sunt mai optimiști decât toți ceilalți din acest food chain al industriei. Ce m-a bucurat într-un fel este că zona de CSR este văzută pe un trend pozitiv, dar într-adevăr sunt în continuare mulți factori de instabilitate care nu par să ducă piața acolo unde a fost înainte de această perioadă dificilă. Același sondaj arată că agențiile de media sunt cele mai pesimiste. Spune de clienți că sunt cei mai optimiști. Sunt mai sceptici chiar și decât furnizorii de media, culmea, atât în privința calității campaniilor, cât și în privința evoluției pieței în general anul acesta. De ce? Am avut un an greu. Și greutatea nu a fost numai din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere logistic, să-i spunem. Noi a trebuit să ne remodelăm întregul proces de lucru ca urmare a ordonanței, de care știm cu toții. Am acordat mult mai mult timp părților legal și aspectelor pure de logistică și practic neproductive din punct de vedere marketing față de ceea ce se întâmpla în trecut. Ne-am fi dorit cu toții să lăsăm lucrurile să meargă și să pasiunea din marketing să creeze rezultate pentru piață până la urma urmei. A trebuit să facem și altceva mai mult decât ne-am dorit. A trecut un an și ceva de la ordonanța 25. Și o lună. Ordonanța a lovit agențiile acolo unde le durea poate cel mai tare, în zona de TV. În zona de buzunar. În zona de buzunar, pe segmentul cel mai puternic, televiziunea. În acest moment, care sunt efectele ordonanței acum? Anul trecut erau niște bugete deja stabilite, acum s-au schimbat parametrii, ca să spun așa. Care sunt efectele asupra bugetelor pentru TV și pentru non-TV? Cred că într-un mod eronat un pic, multă lume vede agențiile ca fiind victima principală a contextului respectiv. Cred că ar trebui să ne uităm și la stațiile mici, pentru că reprezentarea lor în piață se face mult mai dificil și cu siguranță pentru ei a însemnat un efort efectiv să rămână în piață. Nu a făcut bine din punct de vedere concurență pentru piața de TV din România. Noi aveam practic cea mai concurențială piață din această regiune. Da, aveam practic 60 de televiziuni monitorizate, măsurate. O piață foarte, foarte dinamică. Nu se întâmplă la nicio țară din jurul nostru. Din păcate, am văzut televiziuni care s-au retras. Într-adevăr, încă nu mulți, dar s-au retras. Am văzut cum logistica poate să distrugă un business și de multe ori un content de calitate, pentru că, într-adevăr, erau platforme internaționale cu content de calitate care au fost afectate în acest context. De exemplu? Păi, cam toate televiziunile de science sunt au nevoie să fie contractate în afara țării. E foarte dificil să faci contracte pentru câteva sute de euro, să faci plăți externe, să ai un flux de lucru atât de complex pentru niște sume atât de mici. Și pentru zona de non-TV, cum au fost influențate bugetele?
Anul trecut se specula că vor trece mai mulți bani către alte medii digitale, în special, decât în, pentru că va fi mai greu pentru agenție să administreze relația cu televiziunile. Da, eu cred că suntem o industrie profesionistă și care nu a urmărit maximizarea rebate-urilor, ci a urmărit vânzările clienților noștri. Și din, cel puțin noi ca și agenția asta am făcut. Din chestia asta, noi vom face ceea ce trebuie făcut pentru brandurile pe care le reprezentăm. Nu spun că nu sunt evoluții, dar ele sunt dictate mai degrabă de consumatori și de schimbările de lifestyle, creșterea digitalului, creșterea platformelor sociale, zona de penetrare a mobilului și a internetului pe mobil. Sunt aspecte care schimbă mai degrabă decât ordonanță o piață de publicitate. Vorbeai de rebate. Rebate-ul, cum a fost afectat în relația cu ceilalți care nu beneficiază, în ghilimele, de avantajele date de ordonanță pentru televiziune? Eu nu-l văd ca un beneficiu, pentru că rebate-ul este un cost al distribuției și al reprezentării în piață, al publisherilor, să le spunem, sau al furnizorilor de content respectivi. Un ziar, ca să ajungă la chioșc în vremurile de glorie ale presei, în ciuda faptului că exista cerință enormă, plătea între 40 și 50% comision firmei de distribuție. Noi nu suntem acolo. Orice firmă de distribuție, practic, care asigură logistica dintre un client și un furnizor, are costuri, are, cum să spun, un model de business care fluidizează întregul mecanism al industriei. Dar n-aș vrea să trivializez cumva jobul nostru ca și agenții, pentru că noi nu suntem un job de distribuție, noi nu suntem un angrosist. Focusul nostru este pe strategia, construirea strategiei pentru clienții noștri, și acolo sunt investiții foarte mari care nu se văd din afara agenției, din păcate. Uitați-vă la contribuțiile noastre și la implicarea noastră în industrie și în tot ce înseamnă organizații care să aducă research-ul mai aproape de fiecare aspect unde interacționăm cu consumatorul. Tot ce înseamnă audiențe, tot ce înseamnă consum, și încercăm să aducem valoare prin aceste aspecte. Dar la nivel de piață, a crescut rebate-ul pentru non-TV în ultimul an? Nu cred chestia asta. Nu cred chestia asta. Rebate-ul este o politică comercială a fiecărui jucător. De cele mai multe ori este legat de volum. Eu nu am văzut variații semnificative de volum către o zonă a industriei. Consolidări de volume în jurul unor furnizori mai mari se pot întâmpla, cu siguranță, pentru că, în definitiv, consolidările astea există în toată lumea. Dar de acolo sunt două lucruri diferite. Întrebare de la un cititor. Considerați că o agenție media poate să-și desfășoare activitatea la un nivel de calitate satisfăcător în condițiile în care e plătită exclusiv din comisioanele de la clienți? Nu, cred că e un cititor avizat. Probabil, și, da. Și, din păcate, mulți dintre beneficiarii serviciilor noștri nu realizează că dacă ar face o mică socoteală asupra fiurilor de agenție, și-ar da seama că ele nu acoperă, de fapt, costuri, și practic este o presiune inutilă asupra calității unor servicii, în primul rând, și asupra unui model de business, pentru că noi încercăm să aducem specialiști, să-i ținem la nivel internațional din punct de vedere al pregătirii. Vrem să ținem această industrie ca un fel de standard al dezvoltării României, pentru că noi, într-un fel, sprijinim, poate ca nimeni altcineva, industria românească, înainte de orice. Avem, într-adevăr, ne bazăm ca și industrie cu toții pe branduri internaționale. Dar dacă noi nu am avea oameni de calitate care să pună pe hartă și branduri românești, nu știu exact cum
s-ar putea dezvolta industria românească într-un context atât de concurențial internațional. Pentru că trebuie să existe creație de calitate, trebuie să existe implementare de calitate în contextul în care brandurile locale nu dispun de resursele celor multinaționale. Asta este cumva principala contribuție a industriei de publicitate și nu vorbesc aici doar de agenții. Tot angrenajul care servește cumva promovării unor produse românești este foarte important pentru țara noastră, în primul rând. Au apărut deja în ultima vreme speculații că s-ar mișca ceva în zona reglementării, în legătură cu ordonanța. Tu ce te aștepți? Să fie retrasă, să fie pe viitorul apropiat sau mediu sau îndepărtat, să fie retrasă, să fie modificată, să nu se întâmple nimic? Am învățat să nu mai am așteptări. Am auzit aceste promisiuni și speculații de mult prea multe ori. A fost un an foarte lung din punctul ăsta de vedere. N-am mai auzit atâtea promisiuni într-un an de foarte multă vreme. Nu le-am văzut încă concretizate și abia atunci când le vom vedea, le vom și crede. Pe lângă ordonanță, în ultima perioadă s-au întâmplat foarte multe evenimente majore în piața media. Să luăm televiziunea. La Pro TV e derută organizațională evidentă. Antenele aspiră oameni din Pro, pe de altă parte au probleme cu patronii, cu procesele conducerii în justiție. Prima TV e în derută după schimbarea de proprietate și management din iarnă. TVR e aproape în comă, Canal D, să zicem, pare un singur pilon de stabilitate în topul audiențelor. Da. Cum se văd toate aceste lucruri prin ochii publicitarilor, prin ochii tăi? Cred că am învățat să fim flexibili pentru clienții noștri. E foarte important să reușim să fim pentru ei acolo unde este și consumatorul. Toate aceste schimbări de care vorbești sunt puțin vizibile pentru moment pentru consumatorul de televiziune. Da, voi lucrați cu planificări. Planificările se fac în funcție de elemente de predictibilitate. Siguranță. Voi în momentul ăsta cum resimțiți toate? Mare parte din bugetele TV se bazează pe contracte ce recompensează audiența. Deci, practic, plătim în funcție de audiența livrată efectiv. Drept urmare, în mod normal, ele se vor corecta aproape automat și din punctul ăsta de vedere nu suntem foarte, foarte pesimiști referitor la lipsa de control. Avem o doză suficientă de control asupra implementării campaniilor noastre. Dar, într-adevăr, este un moment de tulburare cum nu a existat în piața noastră de foarte multă vreme.